Am încercat să vorbim despre asta, să vedem dacă e potrivit. Adică era fericit să zic că are talent și merită să urmeze drumul ăsta, dar am avut și eu o temere să mă întreb oare chiar are talent, e potrivit. Trebuie să spun că a crescut în ultimii ani. Îl privesc, dacă se poate și obiectiv, am avut câteva generații de studenți la actorie, la facultate, la Hyperion și la UNATC și am putut să văd cum evoluează tinerii în branșa asta și cum evoluează și ca studenți. Și pentru Carol, într-adevăr, de la finele facultății până acum, când la 28 de ani are aproape 5 ani de meserie, sau 6, nu știu exact, a făcut și masteratul, cred că e pe un drum bun, adică sunt foarte bine. Ați jucat până acum împreună? Am jucat. Niște emisiuni, nu nici mai mi-aduc aminte. În acest film are rol de ginere. Vă doriți să-l vedeți și în viața reală în această postură? Da, cred că o să se întâmple curând. Sper să fie mai la vară așa. E anunțată deja. E dat, fetelor. Da. Cum vă înțelegeți cu viitoarea Noră? Știu că și ea este tot actriță. De acum încolo, încă nu dezvălui, da. O țin secret, da. Nu, am zis de relație, cum vă înțelegeți. O țin secret, vă spun mai... Calitate de iubită. Da, e foarte bine. Deocamdată țin secret totul.